Ziua. Bună! Mă numesc Alexa Dragoș Lucian, am 17 ani și sunt din Onești, județul Bacău. Din Onești. Până faci stânga spre Târgu Ocna sau înainte de pot sau după pot? Înainte de pot. Înainte de pot. Înainte de statuie? Chiar la statuie, la sensul girator. Da. Tu sigur ești din Onești? Da. Nu prea ești din casă? Nu prea. Și când mergi... Deci fii atent, e un giratoriu acolo, e pe dreapta și aici un giratoriu, da, capul ăștia face mare. Exact acolo stai. Ah, deci tu stai acolo, dar n-ai văzut statuia niciodată. De când eram mic, eram foarte emotiv, dar totul a venit la mult mai... Totul este mult mai bine acum. Fii atent cum faci. Te duci pe scenă și zici că nu ești din noi, zici că ești de pe Marte. Da? Și spui, bă, uite, am venit la voi pământenilor să vă arăt cum se cântă pe Marte. Și vreau să-i lovești cumva, să le faci ceva, înțelegi? Și noi de aici te aplaudăm. Cam așa, 2, 3, 5. Toți mi-au spus să mă simt ca la propriul meu concert și să mă destin și să nu fiu crispat. Bună seara! Bună seara! Cine ești tu? Sunt de pe Marte. De unde, de unde? Cum? De pe Marte. Ah, strada? Strada. Marte de est sau Marte de vest, măcar, dă-mi un indiciu. Vai, ce emoții are! De ce de pe Marte? Pentru că se pare că așa m-a obligat Răzvan. Te-a obligat să-ți faci un tatuaj cu numele lui? Nu, nu okay. Încă. Deci, nu încă. Ești dator cu bani? Nu încă. Nu încă. Tu știi că planeta Marte este în descendent acum? Nu știam. Păi iată, trebuie să știi câte ceva despre patria ta. Plus, Marte nu a adus nimănui noroc. Răzvan, practic, sigur, acum ne-a transmis nouă la toți un mesaj subliminal că o să fie foarte, foarte rău. Vă promit că nu o să fie așa. Nu o să fie așa. Hai că vorbim după, că simt că semnalul dintre Marte și Pământ s-a rătăcit pe undeva. Ești gata? Da. Hai.